Ovidiu Cârstoc, directorul direcției Silvice Gorj, a explicat că se fac ultimele calcule pentru a se stabili câți brăduți vor fi scoși la vânzare în acest an. Cel mai probabil, brăduții vor fi puși la vânzare după 1 decembrie, iar prețurile nu se vor schimba foarte mult față de cele de anul trecut. Ca în fiecare an, direcția Silvice Gorj, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun ale anului 2016, va scoate la vânzare un anumit număr de brazi care vom stabili în aceste zile. Cantitatea va fi aproximativă egală cu cea de anul trecut, având în vedere că au fost retrocedate în baza legilor retrocedării suprafeței întinse de fond forestier și în special cu rășinoase. Din această cauză, în fiecare an, suprafața a fost limitată, deci din ce în ce mai mică. Aproximativ 700 de brazi ar urma să fie tăiați pentru sărbători, însă doar 200 vor fi puși la vânzare. Brazii vor putea fi procurați de către persoane interesate, vor fi scoși la vânzare la centrul de fructe al Direcției Silvice Gorj de la Preajma, începând cu data de 1-10 în perioada asta, 1-10 decembrie, așa încât cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun să poată fi procurate de către cei doritori. Din totalul de brazi, fiecare salariat al Direcției Silvice va primi câte un pom de Crăciun. Din evidența noastră, cam în jur de 681 de bucăți. Dar din aceste 681 vom scădea numărul de salariați ai Direcției Silvice, pentru că fiecare va primi câte un pom conform contractului gătit de muncă. De asemenea, vor fi luați în calcul și pensioarii silvici. Deci, probabil, vor rămâne pentru vânzare la populație undeva în jur de 200 de bucăți. Nu, prețurile cred că vor fi ca și cele de anii trecuți, nu vor fi diferențe semnificative. Vânzarea brazilor nu reprezintă o sursă importantă de venit pentru direcția silvică. Reprezentanții instituției susțin că masa lemnoasă este principala sursă de venit.